bine, exact pentru că spuneam, sunt mulți care au propagat această teorie a conspirației. De fapt, vreți ca toată lumea să plătească cu cardul, să nu mai existe evaziune. Bun, noi am început o campanie de informare sub sloganul Acceptă plata cu cardul și a fost o asociere între ANAF, între APERO, Asociația Plătitorii de Plăți Electronice din România și Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România. Toate aceste trei instituții suntem conștiente că este foarte important să se creeze mecanisme ca plata cu cardul să fie din ce în ce mai răspândită în România, lucru pe care îl cer de fapt și consumatorii, pentru că își doresc să poată plăti cu cardul peste tot, și mai mult de atât există și o lege 370 care obligă toți comercianții și ca 50.000 de lei să fie obligați să pună la dispoziție mijloace moderne de plată a produselor pe care ele comercializează sau o serviciu. Da, eu îmi doresc, așa cum este în toate țările dezvoltate, ca cât mai multe plăți să fie făcute prin... Cât mai multe plăți să fie cu cardul făcute, nu se interzice banul cash. Da, ca să înțelegem acest lucru, că pentru că spuneam, deja sunt tot felul de mesaje... Sub asemenea discuții, asemenea, dar există și anumiți oameni care merg într-o direcție, mi se pare foarte extremistă, de control a populației, de alte lucruri, care sunt cu totul și cu totul false. Societatea se schimbă într-un ritm alert și noi trebuie să ținem pasul cu societatea. Toată lumea își dorește să plătească cu... tinere au din ce în ce mai puțin numerar la ei și este un lucru bun și corect. Da, ca să lămurim exact, pentru că faceți controle peste controle în această perioadă, cei care vând în mediul online și cei care fac produse speciale de Paște, cum ar fi cozonacul, ce fel de controle realizați? Bun, acum, întotdeauna înainte de marile sărbători creștinești ale României, Crăciun și Paști, volumul vânzărilor crește foarte mult și atunci și noi acționăm în zone unde se comercializează produse cu risc ridicat de evaziune fiscală, unde rulajul este foarte mare, pe legume, fructe, pe încălțăminte, pe îmbrăcăminte, cum suntem în situația noastră acum înainte de Paști, și este normal ca antifrauda și toată forța de inspecție de care dispune ANAF-ul să fie prezentă pe la firul iernii, să fie prezentă pe stradă, tocmai pentru a reduce și a da un semnal că lumea trebuie să-și înregistreze veniturile. Noi nu ne dorim altceva decât fiecare comerciant să-și înregistreze. Să respecte legea și pe final, domnule Heiuș, pentru că ați anunțat acele controle zilnice, verificări zilnice la cont, că o să cereți de la bănci în fiecare zi situația celor care au datorii la ANAF. În fiecare zi? Da, chiar vă mulțumesc că puneți această problemă, pentru că iarăși aici lucrurile au fost interpretate un pic greșit. Acest lucru este un ordin de președinte care este în dezbatere publică, vine în favoarea contribuabililor. În momentul în care noi facem o poprire, are niște datorii de plată și poprim conturile bancare, se riscă și am situații în care se iau bani mai mulți decât ar trebui să plătească, pentru că au mai multe conturi la mai multe bănci. Și tocmai noi asta vrem, ca să nu mai există asemenea situație, în momentul în care punem poprirea pe cont, deci doar atunci, în cazul celor care au obligații la bugetul de stat și li se popresc conturile pentru recuperarea banilor, băncile să ne raporteze, să ne pună la dispoziție soldul conturilor în fiecare zi, ca nu care cumva să-i luăm nici măcar un leu în plus decât cel pe care îi datorează. Și nu altceva. Cine nu are nicio obligație, nu ne interesează. Da, și să fie clar și cu popririle acestea, pentru că de multe ori oamenii nu știu exact, nu ajung la ei solicitările și se trezesc că nu mai au bani. Mulțumesc, Lucian!